Anunț important pentru dezvoltarea complexului energetic Oltenia. Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, a transmis pe pagina sa de Facebook că a semnat un contract de 21 de milioane de euro pentru modernizarea mai multor grupuri energetice din cadrul complexului energetic Oltenia. Ministrul Energiei vrea ca până la sfârșitul anului să obțină și alte surse de finanțare. Am semnat cu Complexul Energetic Oltenia două contracte de finanțare în valoare de aproximativ 21 de milioane de euro pentru modernizările grupurilor energetice de la Rovinar și Ișalnița din Planul Național de Investiții gestionat de Ministerul Energiei. Timp de câțiva ani, din cauza blocajelor birocratice și din nepricepere, ne-am uitat la bani cum se adună degeaba în conturi. La începutul anului 2016 eram aproape să pierdem aprobarea Comisiei Europene din cauza întârzierilor nejustificate ale administrației publice românești. Începând de vineri, direcționăm banii către investiții în capacitățile noastre energetice care au cea mai mare nevoie, a spus Grigorescu pe Facebook. Ministrul Grigorescu nu face decât să dezinformeze, să manipuleze. E vorba de o investiție care deja, sau de fapt de cele două investiții la Ișalnița și la Rovinar, care au fost realizate de mult. E vorba de acei bani din Planul Național de investiții care erau scadenți de o perioadă foarte lungă de timp. Încă o dată își demonstrează neseriozitatea. Planul Național de Investiții este alimentat din fonduri provenite din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Până la sfârșitul acestui mandat, guvernanții intenționează să redeschidă schema de finanțare pentru a accepta și alte proiecte viabile de modernizare a agregatelor energetice.